Felicitările noastre cu prilejul acestui început an de studii și vă felicităm că nepoțelul dumneavoastră este elev în clasa 1 la Prometeul, la liceul Prometeu. Spuneți-mi, rog, ce emoții încercați și câteva cuvinte despre acest liceu? Încerc foarte multe emoții, nici nu știu cum să le clasific, dat fiind faptul că, într-adevăr, mai întâi de toate, nepoțelul nostru astăzi, pentru prima dată, a pășit pragul liceului Prometeu. Vreau să spun că eu țin foarte mult la acest liceu, chiar și din simplu considerent că este primul liceu privat creat în Republica Moldova și mă mândresc de fapt că am contribuit personal la deschiderea acestui liceu atunci, la începutul procesului de reforme în Republica Moldova. Am dorit tot timpul să avem în procesul educațional și programe de alternativă, de instruire a generației tinere și iată că acest lucru se reușește cu breu aici la liceul Prometeu. Este vorba nu numai de învățământ, este vorba în genere de noile metode de lucru cu copii, astfel ca ei să devină multilateral dezvoltat. E de ajuns să menționăm că se studiază în limbile străine, se studiază la perfecție limba română, Acesta este un plus. Doi, ne amintim că liceul a început de la o singură clădire, ca să ne, iarăși să ne bucurăm astăzi că avem o instituție de tip european înzestrat toate cele necesare pentru procesul educațional, aș spune chiar la nivelul cerințelor secolului 21. Activează aici un colectiv de profesori foarte buni, care se sacrifică din plin pentru ca copiii noștri să poată acumula cunoștință. Și în sfârșit, vorbind despre aceste primele performanțe ale liceului, nu pot să nu menționez rolul decisiv, cel mai important, al directorului domnului Aurean Silvestru, pentru că datorită insistenței domniei sale, în Republica Moldova, practic, au apărut instituțiile de învățământ de alternative. De aceea, în cuvântul meu de salut, am și rugat părinții mai ales ca să apreciem la justa valoare aceste eforturi și să contribuim la dezvoltarea liceului în continuare, să susținem liceul Prometeu. Permiteți-mi să profit de această ocazie și să felicit colectivul pedagogic al liceului, felicit copiii, părinții cu inaugurarea unui nou an de studii, să le doresc la toți mari succese în învățătură și părinților, bineînțeles, bucurii de la isprăvile copiilor lor. Vă mulțumesc și să dorim de succes mare tuturor elevilor. De acord. La revedere.